Faceți acolo? Hai, veniți? Veniți cu noi, cu apusul? Stai să nu vii la rând. Nu vreau să vii la rând. Hai să vă arăt ce fac băieții ăștia. Băieții ăștia strâng focul. Focul, ăsta este focul. Genoa. Ia uzi. Auziți entuziasmul lor pe fundal? Auziți, bună, George, ce faci? La muncă, la birou, tot izolare, pandemie. Yay! Ce ne-a făcut pandemia asta anul ăsta? Vedeți ce lumină frumoasă cu golden hour, uite, se și vede umbra, proiecția telefonului meu. O să stăm așa. Noi suntem în Ciclade, expediție școală, Set Sail Nautic School. Yay! E un eveniment foarte drăguț. Vă țin puțin de vorbă ca să mai vă strângeți. Salut! Forță, da. Bună, Gabi. Vă țin așa puțin de vorbă pentru că vreau să vă apropiați și voi. Ia uite. Cam așa se vede insula Kidnos de la noi. Am avut parte de cea mai plictisitoare, se uită și Bera, o să vi-l arăt imediat în live. Bună, Claudiu. Uite, am vrut să vă arăt răsăritul de lună, practic, care vine mână în mână cu, doamnelor și domnilor, cel mai spectaculos apus pe mare din expediția aceasta din Ciclade 21. Bine că ați venit. Ia uitați-vă ce frumos. Berariu a intrat în live. Uite, băieții mei. Hai. Cam Dragoș abia acum se trezește. El e oprit pe pornit, pornit pe oprit. Da. Măi, munciți! Munciți și voi cu paharele, da. După... Noroc! După cum vă spuneam, am avut parte de o cea mai plictisitoare traversare posibilă pentru o expediție școală. Am epuizat toate exercițiile, nodurile, ideile, discuțiile pe care le puteam avea într-o traversare de 6 ore aproximativ din insula Hidra, unde ați văzut că am ajuns ieri, am plecat de dimineață, după faimosul mic dejun cu coaste de berbecuț. Dacă așa s-a decis la nivel de flotilă, ne conformăm, bună mamă! Hai să mă mai vedeți și pe mine din când în când. Ia uitați aici, steagurile noastre sunt prezente. Iuhu! Da, a fost foarte plictisitor pentru că, uite, vă arăt din nou dacă... Marea acum este, să știți, agitată, deci a fost lac. Ceea ce vedeți acum, să știți că nu e o mare liniștită față de ce am trăit noi, pentru că am avut o mare lac preț de vreo 5-6 ore, n-am putut să facem nimic, n-am avut vânt, n-am avut... Ne-ar fi dorit să ne dăm cu velele, ceea ce se va întâmpla începând de mâine. Avem vânt perfect pentru vele, o să plouă puțin, dar promit că revin cu un live, pentru că expediție școală. Bună, Ioana! Am ajuns în Kidnos! Yay! Mergem să facem câteva manevre în port, să mai încălzim băieții cu manevrele, după care o să mergem să ne aliniem în raft. Este un procedeu foarte drăguț atunci când vin mai multe bărcuțe. Ia uitați ce a pus frumos. Avem și pe prietenul nostru Iulian în spate cu catamaranul. Super! Bună, Gabi! Hidra e undeva mult în spatele nostru. E în spatele insuliței alea pe care o vedeți acolo. Bună, Cristian! Hai, sperăm să ne întâlnim la un gin! De mâine începe distracția. Abia așteptam să pornească, să primim mai mult vânt în expediția aceasta și iată că se întâmplă. E principalul motiv pentru care am venit cu acest velier spectaculos, tocmai pentru că vrem să ne bucurăm de
maximile senzații, să ne bandăm, să punem bambele vele, să le setăm în continuu, să ne jucăm cu ele. Ca să fiu sincer, vremea a fost perfectă pentru o tură de vacanță. Am avut, nu vă uitați că stăm cu gecile pe noi, că abia acum s-a lăsat puțin friguțul spre seară. Friguțul, să-l alintăm. Temperatura este perfectă, sunt undeva la 24 de grade aici în Grecia. Apa nu e cea mai caldă, n-are rost să vă păcălesc, sunt la vreo 22-23 de... Dar tot se poate face baia, ați văzut că băieții se distrează. Bem ginu, bem! Păi nu mi-a plăcut mie rețeta. Ce poate să fie mai drăguț decât un apus pe mare, nu? În rest, de-aia am așteptat, am zis, hai să nu facem live azi. L-ați văzut pe Dragoș cum s-a încărcat de dimineață, uite, au început și fetele mele. Vă faceți selfie, fetelor? Nu, facem altceva și mai frumos. Altceva și mai frumos, live în live. Da, da, mă lucrează băieții ăștia cu comunicarea. Acum. Acum. Ia, uitați-vă la... Ia, mai stai. Acum. El își prinde luna și du-te și la... Ușor, căprioară. Du-te și prinde și soarele, hai. S-a oprit soarele. Așa, asta fac fetele. La apus de soare devin romantice. Ultima oară când am fost aici am prins răsăritul fix în aceeași postază și vi l-am transmis. De data asta vă transmitem apusul. E chiar drăguț. Este chiar drăguț. Ce faceți? Cum vă descurcați cu izolarea, cu măștile? Toată lumea bine, sper că sunteți sănătoși cu toții. Noi abia așteptăm să ne întoarcem, să ne bucurăm de izolare! Nu ne izolăm, suntem bine, sănătoși cu toții. Respectăm distanțarea socială, nu avem niciun fel de probleme. Cam drăguț. Ne oprim în port, aici în Chidnos, pentru aproximativ 60 de minute, să mai facem niște exerciții și să ne dinamizăm ziua și traversarea aceasta cu mai multe procedee tehnice. Hai să... N-am pus chiar în mare pentru că au ajuns băieții mei mai repede, dar nu e nicio problemă. Și că așteptăm pe mare. Gata! Super! Mă bucur că ne urmăriți, rămâneți aproape, mai revenim cu poze și zilele următoare și mâine facem un live cu valuri, să vedeți cum e cu vele și valuri. Avem vânt de 20-25 de noduri, perfect pentru sailing, set sail rules, v-am pupat! Pa!